Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi! Declarația mea de astăzi se intitulează Certificatul Verde, o formă de segregare impusă de guvern neconstituțională. Vedem în ultimele zile frământări ale cetățenilor din toată țara, care își strigă neajunsurile, durerile și teama pentru ceea ce va urma. Teama față de direcția greșită în care ne îndreptăm. Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca, București sunt doar câteva din orașele unde oamenii sunt în stradă, dar nimeni nu ia act de acțiunile lor, cu excepția jandarmeriei. Vineri 24 septembrie, guvernul a decis introducerea așa zisului certificat verde, un document care îngrădește drepturile și libertățile fundamentale ale celor care aleg să nu se vaccineze, obligându-i să depună eforturi financiare pentru a putea participa la viața publică, fiind nevoiți să își facă teste pentru a putea fi prezenți la diverse evenimente. Domnul Arafat, șeful IGSU, afirmă că toată lumea poate participa la evenimente, însă trebuie să îndeplinească niște condiții, înscrise în acest certificat verde. Condiționarea desfășurării vieții constituie un grav atac la drepturile omului, drepturi prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și în Constituția României. Vă atrag atenția, domnilor și doamnelor, că orice acțiune care pune sub semnul întrebării drepturile și libertățile românilor trebuie să fie supusă dezbaterii și votului nostru, al parlamentarilor. Noi fiind reprezentanții lor. Orice altă formă de restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești, care nu are statut de lege, este neconstituțională. Astăzi, românii sunt apăsați de greutăți pe care nu și le-au imaginat. Plata utilităților devine un coșmar, salariile nu mai acoperă de mult costurile vieții. Stimați guvernanți, călcând pe Constituție vreți să atentați și la dreptul la viață? Educația nu mai există de un an jumătate. S-au pierdut și se pierd în continuare locuri de muncă. Stimați colegi, domnilor guvernanți, românii merită doar deznădejde și suferință? V-am mai întrebat asta. Când vor conta românii? Când vă veți apleca asupra nevoilor lor? Doamnelor și domnilor, suntem aici pentru a apăra drepturile românilor și pentru a le asigura o viață, o viață normală, nu de a le ataca drepturile. Asta trebuie să o înțelegem cu toții și să luptăm cu toate forțele pentru un viitor. Respectarea Constituției nu este facultativă, însă și articolul 16 aliniatul 2 spune că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar cei aflați vremelnic la putere. Așadar, puneți moțiunea de cenzură în dezbatere și spuneți-o la vot, pentru a reintra în cadrul constituțional și a se încheia perioada în care statul de drept a fost suspendat, măcar în cel de-al 13-lea ceas. Vă mulțumesc, Gianina Șerban, deputată Urdei-Ilfov.